Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman. Vă invit la Insider Politic. Vorbim astăzi despre sistemul de sănătate din România. Un sistem despre care știm cu toții că e bolnav. Acum e și ucigaș. 5 oameni au murit carbonizați în incendiul de la Matei Balș. Alți 12 și-au pierdut viața în urmă cu 2 luni la Piatra Neamț. Pe scurt, sistemul sanitar a ajuns el însuși o comorbiditate. Ce soluții avem să-l punem pe picioare, ne spune imediat ministrul sănătății Vlad Voiculescu. În paralel, România vaccinează. Campania a început cu un bocet național. Sondajele de opinie arătau că doar o treime din populație acceptă injecția salvatoare. Realitatea a fost pe dos. Valul de pesimism și de indignare s-a transformat în mobilizare. Acum suntem în fruntea Europei la vaccinare. O spun cifrele, nu politicienii, din fericire. În căutarea normalității pierdute, românii au luat cu asalt platforma guvernului. Momentan, toate locurile de vaccinare sunt ocupate. Vă rugăm reveniți. Când? O întrebare la care vă răspunde Vlad Voiculescu. Altă întrebare, una tradițională de această dată. Cunoașteți pe cineva care să știe pe cineva care să facă rost de un vaccin? Pentru unii, nu testul PCR este relevant, ci testul PCR, pile, cunoștințe, relații. Vedem funcționari care au sărit din nou rândul. Chipurile erau esențial pentru societate. Ca de obicei, toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții. Începem. Domnule Vlad Voiculescu, bine ați venit. Bine v-am găsit. Care sunt ultimele informații de la Matei Balș? Bilanțul a ajuns la 5 morți sau la 6 morți? Pentru că a fost această contradicție în datele comunicate de Ministerul Sănătății. Sunt 6 decese, din câte știu eu, în acest moment. Ministerul a comunicat că a murit, de fapt, că a murit o femeie, apoi a revenit și a spus că a murit un bărbat. Din câte înțeleg, și am aflat abia la 2-3 ore după această eroare, înțeleg că a fost pur și simplu o informație comunicată greșit. Dacă vreți, o greșeală birocratică. Deci în acest moment sunt 6 oameni morți după incendiul de la Matei Balș. Astea sunt informațiile mele în acest moment, da. Și câte persoane mai sunt într-o stare gravă sau foarte gravă? Nu vreau să mă pronunț în momentul acesta, dar sunt câteva persoane încă la terapie intensivă. E greu de judecat cât la sută sau care este procentul în care acest lucru se datorează stărilor de sănătate, fiind toți infectați cu SARS-CoV-2, respectiv în ce măsură tot ce s-a întâmplat ieri a afectat starea de sănătate. De ce în România, domnule Voiculescu, spitalul ucide? Nu spitalul ucide, ci un incendiu a ucis. Un incendiu ale cărui cauze încă le căutăm, după cum le căutăm pe cele ale incendiului de la Piatra Neamț. Tocmai am discutat cu Raed Arafat ceva mai devreme despre urgența aflării unor rezultatul a închetei de la Piatra Neamț. Au trecut totuși 2 luni și jumătate de la acel incendiu. Tocmai. Ministerul Sănătății știe cine a fost vinovat, vinovatul medical vorbesc, nu vinovatul penal, pentru că de asta se ocupă procurorii. E evident că avem nevoie de raportul anchetei. Ancheta nu este la Ministerul Sănătății, ci este la IGSU. Înțeleg că există un prim draft al raportului. Eu îl voi vedea cel mai probabil marți, săptămâna viitoare, după câte am discutat. Avem nevoie să știm care a fost cauza, tocmai pentru a merge cât mai țintit către a evita, a lua măsuri pentru a evita astfel de cauze în alte spitale din România. Situația în spitalele din România este peste tot determinată de condițiile de infrastructură, de condițiile de personal, dar există un factor de risc valabil de asemenea pentru toate spitalele din România, și anume prezența oxigenului. Sunt foarte mulți pacienți care au nevoie de oxigen. Oxigenul este principalul medicament pentru boala COVID-19 și atunci ăsta este un factor de risc, în special pentru siguranța la incendiu. Deci oxigenul salvează vieți în cazul unor oameni, dar iată, poate să declanșeze și astfel de tragedii. Și dumneavoastră, când erați în opoziție, ați cerut ministrului de atunci, Nelu Tătaru, să demareze controle la spitale, la spitalele COVID, tocmai pentru a nu se ajunge în această situație. Exact. De când ați ajuns dumneavoastră ministru, câte controle ați demarat în spitalele COVID?
Mai întâi, că au fost demarate controle la momentul respectiv, da, au fost. Este un întreg set de, a fost un întreg set de controle demarat în majoritatea secțiilor ATI din țară, în special în spitalele COVID. Există măsuri care au fost stabilite. Vorbim despre o lună în urmă, nu mai mult. Toate aceste măsuri au fost comunicate tuturor secțiilor care au fost, respectiv spitalelor care au fost verificate. Săptămâna viitoare, marți, voi avea un prim raport pe care l-am solicitat prin direcțiile de sănătate publică între tuturor spitalelor din România, ca să vedem măsurile care au fost identificate și comunicate apoi de IGSU, în ce măsură au fost deja implementate la nivelul spitalelor. Trebuie să spunem că pe lângă problemele cronice, dacă vreți, acelea capacității limitate de a implementa investiții cu cap și coadă în spitale, pe lângă problemele care țin de finanțare într-un loc sau altul, avem în acest moment problema, nu știu, explicată plastică, că trebuie să schimbi roțile mașinii în timp ce mergi cu mașina. Secțiile sunt în continuare nu chiar pline, dar în continuare sunt pacienți care au nevoie de ajutor și nu poți să schimbi nici instalația electrică, nici instalația de gaze, decât dacă poți muta pacienții într-o altă secție la un moment dat. Și care e planul dumneavoastră? Planul, din păcate, trebuie să fie exact acesta. Trebuie să avem... avem întotdeauna în spitale avem aceste câteva componente majore. Unul, infrastructura sanitară, de la clădire până la instalații de gaze medicale, instalații electrice și așa mai departe, echipamente și așa mai departe. Vorbim despre personal. Măsura în care personalul este prezent mai întâi de toate, angajat, și apoi măsura în care acesta este, cunoaște procedurile și le respectă, și nu în ultimul rând procedurile, regulile. Toate lucrurile astea sunt de verificat și de reverificat, așa încât lucrurile se îmbunătățească de la o zi la alta. Spun de la o zi la alta și chiar asta aș vrea să se transmită. De la o zi la alta trebuie să facem progrese, pentru că în momentul acesta, cred că nu mai e un secret pentru nimeni că starea spitalelor, combinată cu situația aceasta în care se folosește foarte mult oxigen și personalul nu de puține ori este puțin și obosit, poate să ducă la astfel de nenorociri care cred că ne marchează pe toți. Pentru că fiecare dintre noi am fi putut să avem acolo un prieten, o rudă într-un spital. Și e groaznic să te gândești că cineva merge la spital ca să se vindece sau este dus la spital ca să se vindece și dintr-o dată vezi că se întâmplă așa ceva. Vă simt pesimist așa din discurs, deci să ne așteptăm și la alte astfel de tragedii în perioada următoare, pentru că instalații de oxigen vor fi în continuare în spital, cel puțin jumătate de an sau poate mai bine, când o să lichidăm cu această pandemie. Dacă simțiți pesimism, să știți că nu este pesimism, dar oricare teamă există. Și cred că cui nu este teamă, este fie irresponsabil, fie neinformat. Cred că trebuie să fim cu toții precauți. Cred că cineva care poartă o responsabilitate mai mare, fie că este șef de secție, manager de spital, ministru, secretar de stat, respectiv cuiva care îi pasă, cred că nu are cum să fie altfel decât precaut și să știe că fiecare zi contează, fiecare lucru pe care nu-l faci la timp s-ar putea să aibă, s-ar putea să se lase cu o factură care se traduce în viețile unor oameni. De asta fiecare zi contează și suntem într-o luptă contra cronometru să facem ceea ce de altfel ar fi trebuit făcut de mult, dacă vorbim despre infrastructura sanitară din România. Ar fi trebuit investit de mult în spitale noi, ar fi trebuit să pregătim lucrurile astea de o mulțime de vreme. Dumneavoastră ați mai fost odată ministru, sigur, în 2016, pentru câteva luni. Șapte. Pentru 7 luni, mai exact. Ce s-a schimbat de atunci, din 2016 până astăzi, când ați revenit la minister? Îngrozitor de puțin. Ba, din contră, dacă ne uităm la... Haideți să le luăm iarăși pe rând. Dacă ne uităm la infrastructura sanitară, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Ba, aș spune că s-au înrăutățit. Au fost cumpărate niște echipamente de multe ori și asta e un lucru pe care încă îl
lucidez și eu la minister, s-au cumpărat echipamente cu producție în țări, să spun, de proveniență nu tocmai avantajoasă și de calitate nu tocmai rezonabilă sau nici măcar rezonabilă. S-au cumpărat o mulțime de lucruri, dar nu s-a investit strategic, nu s-a investit acolo unde era cea mai mare nevoie. Și vă dau un exemplu. Sunt două elemente. Unul, siguranța la incendiu, și asta este verificat de IGSU. Și să ai la 30 de ani după Revoluție o listă nesfârșită, sunt 2000 de lucruri, 2000 de probleme semnalate în aceste raporturi de care vă vorbesc. 2000 de probleme doar în ceea ce privește siguranța la incendiu. Mai mult decât atât. Pe toate spitalele din România? Pe spitalele care au fost verificate și mai ales pe terapiile intensive care au fost verificate. Problemele cu siguranță, dacă mergem la toate spitalele din România și la toate secțiile, vom avea probabil 4000 de probleme sau mai mult. Dincolo de asta, există un set de reguli care trebuie respectate ca spitalele să primească ceea ce se numește autorizație sanitară de funcționare. În 2016 am trimis inspecția sanitară și am constatat de asemenea sute de nereguli la nivelul spitalelor, așa încât nu puteau să primească autorizația sanitară de funcționare. Și am spus atunci, am scris într-un document intern că ar trebui să procedăm în felul următor. Ar trebui să existe inspecții în toată țara. Asta era în decembrie 2016. Știam că nu o să mai fiu ministru după, dar am lăsat într-un document intern și apoi a fost făcut și public că asta trebuie să se întâmple, și anume o evaluare a stării tuturor spitalelor din țară, execuția unor planuri de conformare, da? Dacă nu poți să îndeplinești o condiție imediat, atunci aici se cheamă un plan de conformare, care este un set de măsuri pe care îți propui să le bifezi într-un termen oarecare, 3 luni, 6 luni, 9 luni, și după aia spuneam eu acolo, și exact asta o să fac acum, o să condiționăm alocarea de fonduri către acele spitale de îndeplinirea acelor condiții. Știți poate ce s-a întâmplat la începutul anului 2017, a venit un alt ministru care făcea parte dintr-un partid care probabil că avea mulți primari cu multe spitale, avea presiune de la partid, și ce a făcut este că din pix, pentru că ca ministru poți să faci lucruri irresponsabile, din pix a prelungit pentru 4 ani toate aceste autorizații sanitare de funcționare. Practic, în loc să privim adevărul în față, în loc să spunem adevărul și să spunem care este situația reală a spitalelor din România, a fost o minciună continuă, o minciună care a fost din când în când bifată sau cumva ștampilată cu o semnătură de ministru care a spus, da, domnule, e tot în regulă. Același ministru, sau mă rog, același partid de care pomeneați, din care făcea parte acest ministru de care vorbeați, a promis mai multe spitale regionale. S-a terminat acea guvernare, nu avem niciun spital, au rămas doar la stadiu de cariocă pe o planșă. Nu vă întreb câte spitale veți construi în mandatul dumneavoastră, dar vă întreb câte temelii de spitale măcar se vor ridica până la finalul mandatului dumneavoastră. Unul depinde când e finalul mandatului meu. Dacă finalul mandatului meu va fi mai repede sau mai târziu? Aș vrea să fie cât mai târziu ca să pot să fac ceva. Altfel e tot un van. Să spunem 2024. Decembrie 2024. Până în 2024 vom avea fundațiile, pot să promit, cele 3 spitale regionale, și nu numai fundațiile, ci vor fi... Unde? Vor fi la Craiova, la Iași și la Cluj. Și pe lângă asta trebuie să începem spitale în București, trebuie să începem spitale la Timișoara, la Brașov, la Sibiu. Sunt locuri în care infrastructura spitalicească este pur și simplu o rușine. Câte Dacă spitale? Vă uitați la un oraș precum Clujul, da. e o rușine spitalul județean de acolo. Brașov, e criminal ce se întâmplă acolo. Deci lucrurile astea trebuie să funcționeze, și v-aș contrazice v-aș completa cu într-un singur punct. Ați spus că ce s-a întâmplat în cei 4 ani a fost mai nimic, doar ceva desenat cu carioca. E parțial adevărat. În 2016, unul dintre lucrurile de care sunt și acum foarte mândru, și sunt foarte mândru pentru că s-a lucrat mult în echipa mea din 2016 la asta, și anume semnarea acordurilor cu Banca Europeană de Investiții pentru atragerea unor fonduri europene pentru pregătirea studiilor de fezabilitate. În momentul acesta avem studiile de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova.
E un lucru care ar fi trebuit, conform contractului, nu pentru că așa spun eu, să se întâmple până la sfârșitul anului 2017. Din păcate, ceea ce trebuia să se întâmple într-un an s-a întâmplat în 4 ani. De asemenea, ministrul Tătaru a pornit la sfârșitul anului 2019, a pornit o licitație pentru proiectul tehnic. Din păcate, nu a fost finalizată. Și asta este ceea ce trebuie să fac eu acum și grăbesc lucrurile astea împreună cu echipa mea. Domnule ministru, sunt bolnavi acum în spital care se uită la televizor, poate se uită la dumneavoastră și se gândesc că mâine ar putea fi ei cei carbonizați acolo în spital. Ce le transmiteți acestor oameni? Unul să aibă încredere. Cred că e important ca oamenii să meargă la spital și nu cred că există alternativă la asta. Doi, să aibă grijă. Să aibă grijă pentru că nu știm în acest moment care a fost cauza de la Matei Balci sau de la Piatra Neamț, dar nu este exclus ca, cel puțin teoretic, nu este exclus ca această cauză să fi fost legată de comportamentul unui pacient sau a unui membru al personalului medical. Aveți o informație clară în acest sens? Nu am nicio informație clară, dar vă spun că cauzele posibile sunt destul de limitate. Deci ori a fost o explozie, de undeva a pornit. S-a vorbit despre o aerotermă și despre acel reșou pentru încălzirea pacienților. Din discuțiile pe care le-ați avut cu managerii spitalului, s-a pus problema ca unul dintre pacienți să fi primit de acasă o aerotermă sau un reșou? Nu, din câte știu eu, chiar dacă în spital, chiar la Matei Balci, tocmai pentru că au fost probleme cu căldura în trecut, s-a mai întâmplat lucrul ăsta și știu asta inclusiv din experiența unor persoane apropiate mie, că da, au avut aeroterme, nu neapărat în locuri în secții în care erau ajutate de oxigen, dar după informațiile mele, în acel pavilion nu era o problemă cu încălzirea. Ba din contră, înțeleg că în noaptea de alaltăieri în noaptea cu pricina era căldură. Vă întreb pentru că una dintre asistentele audiate de procurori tocmai asta a spus, că era frig în saloane. Nu am informația asta, dar repet, informația mea era că în respectivele saloane căldura a funcționat. Acum aș miza pe sinceritatea dumneavoastră. Dacă astăzi ați fi fost în opoziție sau dacă v-ați fi ocupat doar de Magic Camp și la guvernare ar fi fost un ministru al sănătății implicat în această tragedie, în acest incendiu. Ați fi ieșit în Piața Victoriei să protestați? Nu. Și sunt cât se poate de sincer. Cred că există două motive pentru care oamenii au ieșit în Piața Victoriei, în Piața printre care și dumneavoastră, în urmă cu printre câțiva. Care și eu. Odată o clasă politică care se făcea vinovată de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20, 25, 30 de ani, în funcție de când am ieșit în piață. Nu este cazul. Eu nu am fost nici în politică, nimeni din echipa mea, nimeni din echipa de la Ministerul Sănătății nu a fost în politică în ultimii 30 de ani. Nimeni din echipa mea nu a avut o funcție publică prin care să considerăm că ar fi cumva vinovată de starea sistemului din acest moment. Deci, pur și simplu, nu există niciun fel de cauzalitate. Nu simțiți nicio responsabilitate morală să dimisionați în acest moment? Asta spuneți, pe scurt. Nu. Cred că, în general, un obicei sănătos este să ne uităm care sunt responsabilitățile și care sunt responsabilii. Ori în momentul acesta, în spitalul Matei Balci, fie a fost o problemă cu comportamentul cuiva de acolo. Adică cu un manager de spital.
Nu, mă gândesc la de unde a pornit scânteia. Fie da. A fost o problemă de investiții prost făcute, respectiv investiții care n-au fost făcute, dar asta nu are legătură nici măcar cu Ministerul Sănătății, pentru că m-am interesat, nu numai cu persoana mea nu are legătură, ci Ministerul Sănătății în general a investit serios în Institutul Matei Balci de-a lungul anilor. M-am uitat în ultimii ani, investițiile sunt consistente. Mai mult decât atât, nu a venit nicio cerere de finanțare, dacă vreți, pentru schimbarea uneia dintre instalații sau pentru o investiție anume care ar fi dus la o situație mai bună sau la evitarea incendiului. Dar mă întrebați mai devreme dacă aș fi ieșit în piață și vă spuneam că un motiv pentru care oamenii ieșeau în piață și eu am fost în piață este adevărul acesta că o clasă politică care a continuat să ocupe toate funcțiile relevante din administrație se făcea vinovată de asta și doi, acțiunile concrete ale unui ministru. Singura dată când am cerut demisia sau singura dată când mi-aduc aminte că am făcut lucrul ăsta în istoria recentă a fost la după colectiv și atunci nu pentru că domnul Bănicioiu făcea parte dintr-un partid care sau nu doar pentru că domnul Bănicioiu făcea parte dintr-un partid care da, a făcut ce a făcut pentru sau împotriva țării astea în ultimii ani, în ultimii 30 de ani, dar mai mult decât atât, domnul Bănicioiu a refuzat transferul unor pacienți în centre de arși din străinătate, deși acest lucru le-ar fi putut salva viața. Această combinație dintre o lipsă de responsabilitate cruntă și o acțiune sau o lipsă de acțiune a unui demnitar, împreună cu o responsabilitate mai largă a unui partid sau unui grup de indivizi, ca să nu mai zic că fiecare, dacă pui degetul pe traiectoria profesională a multora dintre miniștrii sănătății sau dacă vezi dintre demnitarii României de ieri și în parțial și de astăzi, vezi că nu a existat nimic decât domeniul public. Ori asta, evident că ar trebui să... Asta înseamnă că vine cu o responsabilitate. Dacă peste 10-15 ani mă veți, după ce voi fi avut 4-5-6 ani de mandat la sănătate sau de contribuție, de să fi fost plătit din bani publici pe funcții importante din care să fi putut să schimb lucrurile cumva, dacă m-ați întrebat peste 10-15 ani lucrul ăsta, evident că aș spune, da, dom'le, am o responsabilitate. Deci dumneavoastră spuneți așa, sunt doar de o lună în fruntea ministerului, am mai fost alte 7 luni acum 5 ani. În care pot să spun exact ce am făcut. Lăsați-mă să-mi duc mandatul la bun sfârșit până în 2024 și judecați-mă apoi să vedeți ce am făcut și ce n-am făcut. Judecați-mă la sfârșitul fiecarei săptămâni pentru ceea ce fac în săptămâna aia. Mă puteți întreba punctual ce am făcut eu, ce face echipa mea și vă voi spune. Mai am câteva întrebări, însă ne întoarcem după o pauză publicitară. Ne-am întors la discuția cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Domnule ministru, vorbeam despre demisia dumneavoastră, mă rog, vă întrebam dacă demisionați și a spus că nu, să vă judecăm în 2024 și în fiecare săptămână până atunci, însă vă întreb, politic vorbind, președintele Klaus Iohannis va cere demisia? Nu, nici când. Premierul Florin Câțu? Nici atât. Nici. Aveți o relație deschisă cu premierul Florin Câțu? Cât se poate de deschisă, ne reproșăm în față ce avem de reproșat și lucrăm împreună în fiecare zi. Pe acest subiect, ce ați avut de vă reproșat? Nu, e un fel de a spune că e atât de deschisă încât poți să și reproșezi unui om dacă ai ceva de reproșat. N-am avut până acum să ne reproșăm lucruri, dar atunci când avem ceva de discutat, discutăm cât se poate de deschis. Cred că este singura formă de colaborare care poate să ducă lucrurile mai departe și mă bucur să spun că în guvernul ăsta, până în acest moment, avem tipul ăsta de colaborare cu toți miniștrii, nu numai cu domnul Câțu. Aș vrea să închei subiectul Matei Balș, la fel, cu o întrebare puțin mai politică. Institutul Matei Balș a fost condus timp de 19 ani de Adrian Străinu Cercel, care în luna decembrie a ajuns senator PSD. Nu mă interesează neapărat partidul din care face parte. Dar vă întreb, are și domnul Cercel o responsabilitate morală și administrativă pentru ceea ce s-a întâmplat acum la Matei Balș? Aș prefera să nu mă pronunț până nu avem rezultatele anchetei. Am stat un pic să mă gândesc pentru că și mi-am adus aminte că PSD mi-a cerut demisia.
Și e foarte interesant și folosesc cuvântul interesant în mod expres. Un partid precum PSD cere demisia a mea și am văzut că este o linie de atac de asemenea la Nicu Șordan. La Nicu Șordan pentru că nu era căldură atunci când prima pe lista domniilor de la PSD era doamna Firea, care este direct responsabilă pentru situația termoficării din București, 4 ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic. Da, doar că nici doamna Firea, nici Adrian Stăilu Cercel nu mai sunt pe funcții în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Ce noroc, ca să spunem așa. Iar domnul Străinu Cercel, care este membru de frunte, președintele Comisiei de Sănătate din Senat, la același partid care îmi cere demisia, a fost managerul spitalului pentru vreo 28 de ani. Deci dacă a fost o problemă legată de căldură, atunci cred că problema este la PSD. Dacă a fost o problemă legată de o investiție făcută prost sau nefăcută, problema este de asemenea la PSD. Ideea că cineva din PSD, oricine, respectiv președintele partidului, mi-ar cere mie demisia sau lui Nicu Șordan este... Spune că e o glumă proastă, dar nu știu cui îi arde de glume când situația este asta care este și când în accidentul ăsta au murit oameni. Remarc totuși faptul că acest incendiu, această tragedie v-a adus pe aceeași lungime de undă, pe aceeași treaptă, pe dumneavoastră și pe Nicu Șordan, o relație încordată până în această săptămână. Dumneavoastră credeți că Nicu Șordan are vreo vină în ceea ce s-a întâmplat la Matei Balș? Nu, e nerezonabil. E pur și simplu nerezonabil să te aștepți de la cineva ca în 3 luni să repare sistemul de termoficare din București. Am fost acolo, am fost în Consiliul General, am înțeles care este situația termoenergetică și care sunt problemele care, pot duce inclusiv la lipsa căldurii și a apei calde pentru un spital. Și asta este extrem de grav, extrem de grav. Cât privește relația mea cu Nicu Șordan, este una cât se poate de civilizată, așa cum a fost dintotdeauna. Nu a funcționat bine atunci când, sau nu a funcționat perfect atunci când ar fi trebuit să funcționeze. Asta este și motivul pentru care sunt astăzi aici și nu la Primăria Capitalei, printre altele, dar este un om corect, este un om care a câștigat din fericire Primăria Capitalei și mi-am adus contribuția atât cât am putut eu. E un om căruia îi urez mult succes și de altfel nu numai urez mult succes, ci pun umărul ca președinte, copreședinte USR Plus București, tocmai ca Nicu Șordan și toată echipa de la Primăria Capitalei să aibă succes. Deci unul dintre motivele pentru care ați renunțat la funcția de consilier general ca să deveniți ministru al sănătății a fost chiar Nicu Șordan. Aș spune o colaborare suboptimală, ca să spunem așa. Și după această colaborare suboptimală, care este relația acum? Adică e o non-relație, mai vorbiți cu Nicu Șordan? Totuși mi-e greu să cred. Da, ca când avem ceva de vorbit, e evident că vorbim. Când faci pasul ăsta către serviciu public, învăț și eu în fiecare zi. Iată, la o lună ți se cere demisia și ai oameni care îți reproșează câte lună și stele, dar nu mai e atât de mult despre tine. Și e o anumită responsabilitate pe care o simți pe umeri în fiecare zi, care trebuie să țină cont mai puțin de umori personale și mai degrabă de ceea ce ai de făcut. Și acolo asta se contabilizează și nu vorbesc de ce se contabilizează la nivel public, ci mai ales ci mai degrabă de ce contează pentru mine. Contează să fac ceea ce am promis că fac și ceea ce vreau să fac. Sunteți un tip conflictual, domnule Voiculescu? Cred că deloc. Realitatea vă contrazice puțin și aici vă ofer niște contraexemple. În doar o lună de când sunteți ministru, v-ați certat cu Nicu Șordan, Emil Boc, Traian Berbeceanu și colonelul Gheorghiță. Putem să-i luăm pe rând. Haideți, dacă vreți, putem să discutăm. Cu Nicu Șordan am încheiat subiectul. Nu este absolut nicio ceartă, ba din contră. Cu Emil Boc. Nu este absolut nicio ceartă, ba din contră. Domnul Emil Boc a înțeles greșit un document care a fost transmis către consultare. L-ați pus să plătească din banii bugetului din local? Contră, nu. Centrele de vaccinare. Din contră. Centrele de vaccinare scria foarte clar acolo că va fi pus în discuția guvernului că vor fi decontate, dacă vreți, cheltuielile,
De la Ministerul Sănătății. Și asta a fost și discuție. Era pur și simplu un document transmis în consultare. Cred că are alte supărări, domnule Emil Boc, dar n-am... Aș vrea totuși să mai discutăm puțin alte. Când spuneți alte supărări, vă insinuați cumva că domnul Boc este supărat că l-ați schimbat pe managerul spitalului din Cluj? E o opțiune, e o posibilitate, dar nu vreau să presupun. Dar cum motivul invocat nu era un motiv, am presupus că există alte probleme. Deci a fost mai degrabă o răzbunare din partea domnului Boc, o răzbunare politică, că e tot în regulă. E tot în regulă. Avem atât de mult de treabă că nu ne putem... Nu are sens să discutăm prea mult o problemuță de la un anumit punct. Dar numai ca să o lămurim. Centrele de vaccinare sunt... pregătesc de către autoritățile publice locale și vă pot asigura că sunt, dacă vreți, păstrând dimensiunile, mai ieftine decât studioul pe care îl aveți aici, chiar dacă nu punem camerele la socoteală. Adică trebuie niște scaune simple, niște măsuțe simple, niște paravane și, da, locul ar trebui să fie încălzit. Deci cam despre asta vorbim. Da? Pot să detaliez aici. Următorul la rând? Despre colonelul Gheorghiță aș vrea să vorbim. Asta a scris în presă că ați fi încercat schimbarea domnului Gheorghiță Nici din gând. Fruntea... Nu, este o minciună. O minciună care a pornit de la un anumit trus de presă care are probabil anumite interese politice și care s-a rostogolit. Nu a fost cazul niciodată. Niciodată, aveți cuvântul meu, niciodată nu i-am cerut demisia domnului Gheorghiță sau schimbarea dânsului din funcție, ba din contră. Îi doresc succes și mai mult decât atât lucrăm împreună. Și evident, așa cum spuneam și, și despre relația mea cu domnul Câțu, atunci când avem de discutat lucrurile, discutăm cât se poate de deschis. Dar discutați cu domnul Gheorghiță direct, prin mesaje, prin WhatsApp-uri sau mai știu ce? Sau aveți ne auzim câteodată de 3-4 ori pe zi. Ah, deci comunicați cu domnul Gheorghiță. Ne și vedem. Nu e doar o relație instituțională unde vă trimiteți mail-uri cu parafa instituției. Nu, nici gând. Dar această idee că armata se ocupe de campania de vaccinare e pe placul dumneavoastră? Avem, aici sunt mai multe aspecte. Unele lucruri cred că s-au desfășurat bine, altele mai puțin bine. Și lucrurile astea au fost discutate intern. Lucrurile astea trebuie să fie discutate intern ca să le îmbunătățim în mod perpetu. Tot despre domnul Gheorghiță, a existat un conflict între dumneavoastră și generalul Ciucă, șeful Ministerului Apărării, în ultimele ședințe de guvern, pentru că sursele Insider Politic asta spun, că ar fi existat un conflict între dumneavoastră și generalul Ciucă plecând de la cazul colonelului Gheorghiță. Nu, nici când. Nu s-a discutat niciodată despre, despre cum funcționează CNCAV în ședințele de guvern. Am avut, dacă vreți, puteți să vă confirme, să rugați sursele să vă confirme, am avut o discuție despre centrele de vaccinare, despre cu eligibilitatea... Sigur, despre eligibilitatea unor oameni sau... Da, discuțiile astea, despre etapa 2 și etapa 3 de vaccinare, dar discuțiile astea le-am avut cu aproape fiecare ministru. Fiecare minister a făcut propuneri și propunerile astea au venit la Ministerul Sănătății. Adică dacă vreți, se poate spune că m-am certat cu fiecare ministru. Da? Dar discuțiile pe care le-am avut au ținut cont de câteva principii cât se poate de clare, care țin de nevoile României și nevoile sistemului sanitar, și anume prioritizarea, dacă, ca să fie foarte clar, prioritizarea celor bătrâni și bolnavi. Lucrul ăsta a fost foarte important pentru Ministerul Sănătății și mă bucur că astăzi am putut să comunic foarte clar și care sunt prioritățile noastre ale guvernului. Discutăm despre acest subiect mai amplu după o nouă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors la discuția cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Domnule ministru, când va ajunge România la imunizarea de masă? Pentru că vedem acum, a trecut o lună de la startul campaniei de vaccinare și au fost vaccinate aproape 600.000 de persoane. În acest ritm mai avem de așteptat vreo 18 luni, adică ne prinde vara anului 2022. S-au tot făcut astfel de calcule. Aș spune ceva, dacă vreți, foarte simplu, banal chiar. Vaccinăm pe cât vaccin avem. Și România are vaccin din fericire, dar nu destul în acest moment. Și e valabil pentru orice țară din lume.
dacă ne uităm la cât vaccinăm raportat la populație, vedem că procesul de vaccinare merge bine. Merge foarte bine, suntem în top la nivel mondial. Dar cantitatea de vaccin pe care România o are la dispoziție este încă limitată și va fi pentru încă vreo câteva luni. Cu cât e mai mică cantitatea de vaccin pe care o are România decât cea promisă de furnizorii de vaccin? Este diferit aproape de la săptămână la săptămână. Dacă vreți, anul trecut, prin septembrie, septembrie, octombrie, ba chiar noiembrie, nimeni nu spera că de Crăciun vom avea primele doze de vaccin în România. Lucrurile au fost devansate, după care au fost probleme de producție la un moment dat, probleme de livrare. Există încă mai multe vaccinuri care n-au fost aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului. Posibil ca lucrul ăsta să mai dureze. Și de asemenea sunt mai multe incertitudini apropo de numărul de doze pe care le vom primi chiar în săptămânile următoare. Până la urmă, când credeți că vom atinge pragul de 10,4 milioane de români vaccinați, un prag impus de guvernul din care faceți parte? Pragul este impus de viață, dacă vreți, de o realitate epidemiologică. Dacă trebuie să ajungem la un anumit număr de 65-70% dintre românii care trăiesc în România, de fapt, din populația care trăiește în România, pentru că virusul nu face diferență de cetățenie, dar cei care din 65-70% dintre cei care locuiesc în România trebuie să fie vaccinați ca să ajungem la această imunitate. În septembrie se poate ajunge la această cifră? Septembrie este o lună înaintată de premierul Florin Cîțu. Depinde în primul rând de numărul de doze pe care le primim. Mai puțin de orice altceva. Organizarea în sine merge din ce în ce mai bine. N-a mers bine de la început, n-a mers perfect de la început. Dar merge din ce în ce mai bine și cred că principala problemă, așa cum spuneam și acum vreo 2-3 săptămâni, principala problemă este numărul de vaccinuri pe care le avem disponibile. Mai târziu, probabil că atunci când trebuie să ajungem în întreaga țară, la populații care sunt mai puțin informate, respectiv mai puțin doritoare să se vaccineze, cu siguranță vom avea nevoie de o campanie de comunicare bună, vom avea provocări logistice pe care în momentul ăsta poate nici nu le vedem. În același timp, trebuie spus că întreaga campanie de vaccinare probabil că a fost gândită în felul acesta și m-ați întrebat mai devreme de ce campania de vaccinare este mai degrabă la MAPN, la armată. Probabil că gândirea în fostul guvern, pentru că nu e un aranjament de acum, ci e din fostul guvern, a fost legată de chestiuni logistice. Vorbim despre un vaccin care trebuie păstrat și transportat la minus 70 de grade. Institutul Cantacuzino avea deja o bună parte din această logistică și pur și simplu s-a putut organiza așa relativ mai bine. Degrabă nu vom atinge pragul de imunizare în luna septembrie. Asta deduc. Nu spun asta. E foarte posibil să-l atingem în luna septembrie, depinde de furnizori mai degrabă decât de orice altceva. Și masca până când o vom purta? Adrian Străinu Cercel spunea un termen pesimist, peste încă 2 ani. Am niște... mai bine nu comentez. Nu credeți în vorbele domnului Cercel, ca să spun eu ce nu puteți să spuneți dumneavoastră. Da, posibil... Posibil să mai fie nevoie pentru o vreme de o vreme ce înseamnă? Un an? Un an jumate? Doi? Nu o să mă pronunț pe acest subiect. Dar oricum anul acesta vom purta mască. Anul acesta va trebui încă să purtăm mască, da. Câte persoane s-au băgat în față la vaccinare? Acum observ că dumneavoastră nu purtați mască, eu pun mască. Anul acesta, respectiv în ultimele săptămâni, ceea ce am constatat noi doar din scripte, au fost undeva peste 1300 de persoane care au fost înregistrate ca atare, ca făcând parte din etapa a treia. Lucrul ăsta e greu de acceptat. Dar de ce a permis platforma ca unii oameni din etapa a treia să fie înregistrați în etapa a treia? E o întrebare pe care ne-am pus-o și noi. Mai mult decât atât, sunt probleme care țin de
care țin de felul de logistică, dacă vreți, și de felul de, în care oamenii pot fi înregistrați. În momentul acesta, oamenii pot fi înregistrați chiar dacă nu au fost programați. Pot fi înregistrați ca vaccinați chiar dacă nu au fost programați. Și asta a avut o anumită logică la început. Are din ce în ce mai puțină logică odată ce procesul evoluează. Eu mă uit și văd că statul român a avut grijă să-i vaccineze pe membrii Curții de Conturi, pe membrii BNR, și vorbesc aici de persoane ca Nicolae Bădălău, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, dar, de exemplu, pe vânzătoarele de la supermarket, care interacționează cu sute, poate mii de persoane într-o zi, le-a lăsat undeva la coada listei. E corect? Vorbim despre o strategie de vaccinare care a fost adoptată înainte ca noul guvern să fie investit. Bun, dar acum sunteți la putere și puteți să cereți o ordonanță de urgență, să demarați o ordonanță de urgență, o hotărâre de guvern și așa mai departe. Avem o hotărâre de guvern prin care strategia de vaccinare a fost deja pusă la zi și a fost deja modificată în sensul că 75%, deci cel puțin 3 sferturi din vaccinuri trebuie să meargă către populațiile la risc. Și aceste populații la risc au fost definite, după cum știți, bătrâni, bolnavi, oameni cu handicap, cu probleme de imunitate. Și mai mult decât atât, ultima decizie pe care vă anunț și acum este că pe toată perioada lunii februarie orice loc liber va fi scos pe platformă și vor fi din nou noi sloturi făcute disponibile pe platforma de programare. Toate aceste locuri vor merge către persoanele la risc, adică către bătrâni, bolnavi, oameni cu handicap și cei care îi îngrijesc. Domnule Vlad Voiculescu, am ajuns la final, mai am două întrebări și vreau două răspunsuri scurte. Dacă ați fi părinte, v-ați lăsa copilul la școală? M-aș gândi mai întâi care sunt răspunsul simplu, răspunsul scurt este da. Dacă și m-aș uita sigur și cu cine locuiește copilul și m-aș uita ca la școală criteriile de distanțare și toate celelalte măsuri să fie respectate. Și ultima întrebare politică, candidați la Congresul USR Plus pentru funcția de președinte? Nu m-am gândit deloc la ce o să candidez la Congresul USR Plus, deocamdată nici nu știm când o să fie. Dar nu excludeți o astfel de variantă? Nu e deloc prioritatea mea în momentul acesta și vă spun cinstit că mi-ar plăcea să pot să petrec mai mult timp alături de colegii mei de la partid, dar în momentul ăsta... Între Dacian Cioloș și Dan Barna, pe cine ați alege? Prioritățile mele în momentul ăsta sunt strict legate de domeniul de sănătate și acesta nu este un răspuns doar elegant vis-a-vis de competiția potențială dintre cei doi, ci efectiv asta este realitatea. În momentul acesta sunt cu totul absorbit de ceea ce fac acum aici. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept aici la Prima TV, vă mulțumesc pentru discuție. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta! Insider Politic.